Bine v-am regăsit! M-am întors cu un nou moment din viața mea și a lui Bebe. Am făcut un top de cele mai mari panici pe care le am eu ca și mămică începătoare. Vine o panică mare. A început să fie frig afară, da? Așa. Și circulă o viroză. Cine nu are, nu e la modă. Bebe-i micuț, na, încerc să-l feresc. Nu există nicio asigurare care să acopere 100% orice fel de daune. Nu există așa ceva. Deci nu avem cum să ne asigurăm că el nu va lua nicio răceală de la noi. Nu există. Ceea ce tu faci purtând masca e foarte corect. Ceea ce ar trebui făcut și ar fi cu eficiență maximă, nu 100%, este alăptarea. Prin alăptare, tu îi dai lui anticorp de la viroza pe care o ai acum. Bun. Cea mai corectă cale de imunizare a copilului este alăptarea. Prin alăptare, el primește anticorpii de la toate bolile pe care tu le-ai avut. Stimularea artificială a imunității este un lucru care încă nu s-a dovedit științific și medical că este bun, că este corect, că nu are urmări pentru tot felul de boli autoimune, spre exemplu, pe care le întâlnim acum în lumea asta modernă și nu știm de unde apar. Da. Față de cele două vaccinuri pe care ți-ai zis că le-a făcut deja Bebe până la vârsta asta, la ce vârstă trebuie să-i fac următorul vaccin și, practic, de ce bol l-ar feri? Bun. În schema națională, pe care ministerul nostru o recomandă, la 2 luni este următorul vaccin. Este un vaccin hexavalent, adică conține vaccinare împotriva 6 boli, și anume difterie, tetanos, tuse convulsivă, poliomielită, hemofilus influenzae, asta e o bacterie care poate să dea meningite, otite, da, sau otite și meningite în ordinea gravității, și hepatită B, următoarea doză de hepatită B, pe care ați făcut-o deja odată la naștere. Următorul vaccin, în schema asta impusă de minister, este la 4 luni și e același lucru. Ultima panică, colicii. Deja trăim cu ei în casă, îi avem în viața noastră. Definiția colicilor din unele cărți spune că apar în jur de 3 săptămâni. Voi aveți 2. Dar 2 deja suntem sătui. Colicii înseamnă, sau colicile înseamnă, sau se descriu ca fiind niște dureri de intensitate variabilă, care pot să dureze de la câteva minute până la 30-45 de minute, o oră, uneori 2 ore. Momente în care copilul este recunoscut că se strânge, se adună, își ridică picioarele, da, exact. Își ridică picioarele, se freacă, se învinețește uneori decât țipă. Copilul care este alăptat mixt este expus mai mult decât alți copii la colici. Pentru că există aici diferența de timp pe care îl ia să digere. Exact. Laptele de mamă se digeră în 45-50 de minute, 45-60 de minute, pe când laptele praf are nevoie de 2 ore ca să se digere. Ori într-un stomac în care noi amestecăm laptele de mamă cu laptele praf, s-ar putea să dăm un pic peste cap acolo producția de sucuri gastrice și așa mai departe. Deci ăsta poate fi un motiv. Alte motive, alăptările, sau că în stomacul bebelușului se amestecă lapte parțial digerat cu lapte proaspăt ingerat atunci când mesele sunt prea dese. Poate să fie și ăsta un motiv de colici, pentru că nu mai știe iar stomacul ce să facă și pe cine să prelucreze mai repede. În lumea medicală umblă o vorbă foarte simpatică. Acela care va descoperi remediu eficient pentru colici probabil va primi premiul Nobel pentru asta. Asta înseamnă că în lumea medicală nu există un remediu universal valabil care să ajute toți copiii de colici. Nu există. Fiecare copil cu remediul lui. Ceea ce poate să ajute mai mult psihicul mamei decât tratamentul ca și tratament pentru bebe. Orice metodă băgați voi de seamă că a mers. Asta înseamnă
Cald pe burtică. Contact piele pe piele. Copilul dezbrăcat în scutec și pus pe sânul gol al mamei. Skin to skin. Piele pe piele, contact piele pe piele, iubire foarte multă, mângâiere, atingere, voce scăzută și liniștită. Se pare că au într-adevăr efect acum zgomotele astea neutre, cum ar fi fenul, mașina de spălat, adică pui scoica pe mașina de spălat și pornești centrifuga și asta s-ar putea să ajute. Așa, americanii folosesc ca remediu contra colicilor mersul cu mașina, pui scoica pe bancheta din spate și dai ture în jurul blocului, de preferat pe o stradă cu gropi. S-ar putea să ajute și asta. Dragilor, vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi. Ce să zic, urmează multe episoade cu acest caietel vedetă, multe întrebări. Abia acum încep și eu să deschid ochii și să înțeleg ce trebuie să fac în noua mea ipostază, meserie, cea mai frumoasă perioadă din viața mea de până acum. Vă aștept alături de noi de fiecare dată. Până atunci vă pup și vă urez toate cele bune!